O avem invitată astăzi pe Antonia Bărbuță de la Tonic Show. Da? Finalistă la Vreau să fiu mare. E Bărbuță sau Barbuta? Bărbuță. E Barbuta? Nu. E Bărbuță? Da. Ce faci, Antonia? Ești ok? Da. Îți place la noi? Da. Da? Auzi, ție ți-e greu să te trezești dimineața? Da. La oamenii mari e foarte greu. Eu sunt foarte curios dacă și tu te poți trezi dimineața. Ți-e greu? Eu nu mă pot trezi dimineața, doar mama. Doar mama se trezește sau mama te trezește? Mă trezește mama. Pe tine? Da. Ca să mergi unde mergi? La școală, la grădiniță? La grădi. La grădi mergi? Da. Apar mai mare așa. Mie îmi pare așa de clasa a doar 6 ani am. 6 ani? Da. Și câte luni? Nu știu. Nu știu. Ai fost la Tonic Show? Îți place la Tonic Show? Da. Cum ți se pare Nicu? Pe toți copiii întreb. Nu pare un pic nebun Nicu ăsta? Ba. Corect. Dar e fain așa, băia, nu? Uh-huh. Zi, cum te-ai simțit pe acolo? Cum a fost? Te-a pus să... Bine. Ce te-a pus să faci? Să te joci, să concurs sau ce vă pus să faceți? Mi-a pus să spunem întrebări. Așa? Întrebări? Da. Și pe cine să întreba? Pe el? Nu. Mie ne spune întrebările și ne pune ceva pe tablă. A, vă pune unea poze, imagine. Parcă. Aha. Și să ziceți cum îl cheamă pe ăla. Și ce face. Da. Și din astea. A, și parcă mai era o întrebare acolo la Tonic Show. Ce vrei să te faci când crești mare, nu? Uh-huh. A, te rog, zi-mi un pic ce vrei tu să te faci când crești mare. Eu vreau să mă fac. Da. Că nu știu, că sunt mai multe decizii. Păi zile mai multe, că te hotărăști tu până crești mare, nu-i bai, că nu hotărâm acum, îți dai seama. Zi una din ele, două, trei. Medic. Dentistă. Da, ce-am ghicit extraordinar. Arăți așa, știi că dentistele sunt foarte frumoase. Și când te vezi, când le vezi cu chestia aia în mână și că îți fac dinții, te sperii de ele. Nu mă sperii, că dar nu am mai fost cu mama. Și nu te sperii la dentist? Nu. Păi da, dar ăia care stau pe scaun când o să fii tu dentistă, nu o să se sperie de tine? Nu. Zici tu? Da. Nu, ești foarte sigură pe tine. Mai zi o meserie, ce-ți mai place când crești mare să te faci? Mie mai îmi place așa. Educatoare. De copii? Da. Păi normal, că de ce să fie altceva? Dar îți plac copiii? Da. Dar crezi că atunci când o să crești mare o să-ți mai placă la fel de mult copii? Că educatoarea mea de la grădiniță m-a pus pe mine copilul zilei și după aia m-a ales pe mine educatoare. Opa! O zi doar. Numai o zi? Da. Că și face așa. O zi fetele fac zile. Ziua fetelor, ziua băieților. Și cine stă în față? Și cine stă în față la educatorul? La grădi. Ah. Cum ne ducem la masă și spunem că să cine este plin da? În față, că doi trebuie să fie. Doi în față, da. Da. Și spun băieții. Și ce spun băieții? Spun o poezie care o punem să stea în față. Să stea în față copilul? Să se ducă la masă. Așa. Și care-i treaba? Trebuie să ieși educator, să câștigi, să fii educator sau cum? Nu, că educatoarea ne duce la masă. Ah, pardon, aha. Și tu ai fost o zi de educatoare? Da, dacă eu nu îi duc la masă, eu în grupul doar. Da? Da. Adică? Pentru că mă aleg pe mine, că eu am mai fost câțiva copii și eu n-am fost deloc. N-ai fost deloc? Nu. Zi-mi de ce crezi tu că meriți să câștigi concursul Vreau să fiu mare? Pentru că alții eu am câștigat concursul.
concursuri. Și acum sunt și alt concurenți. Da? Da. Dar de ce zici? Zici, de ce ar trebui să câștigi tu? Ești mai șmecheră ca ei? Da. Ești mai faină ca ei? Da. Ești absolut frumoasă? Da. Iar ei nu sunt așa frumoși? Da, numai că cu cine am concurat, el doar o făcut cu pixul, nu o colorat. Eu am pus și poza mea. Am pus și poza de-a mea. A, și el a făcut simplu, cu un pix acolo. Da, cu un pix așa și nu o colorat. Că am făcut o buburuză. Am mai făcut eu. Așa, e cu roșu și cu culoare, da. Nu mai știu ce am făcut, că eu rămas acolo. Da? Tot cu poza mea. Deci tu ai colorat, ai fost mai șmecher ca ei. Da, și o steluță mi-a făcut mami. Și o să mă spun cum s-a numit partidul meu. Da, te rog frumos. Partidul copiilor. Da? Strângăritelor. Cum? Strângăritelor. Partidul copiilor strângăritelor. Sună mami, foarte mi l-a scris. Ți l-a scris? Pentru că mie nu-mi iese mai bine literele. Literele? Păi dar stai, că tu încă nu ești la școală. Cum să-ți iasă literele? Ce, tu știi literele? Că eu știu pe A, pe Ă. Știi pe A, pe Ă? Și eu știu pe C. Și eu știu. Știi? Pe M, știi? Ui, ce fain e M. Nu știi pe mână? Mm-mm. Ăla așa, ne arată ca niște valuri. Știi, numai că nu mi iese prea bine. De ce? Nu iese cu colț? Da, pentru că mie mi iese așa, 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 așa. Pentru că mie mi iese acolo oval. Oval, da, în loc de colț, tu faci oval acolo. Da. Aha. Dacă facem. Da. Uite, îți dă colegul Dragoș să vedem dacă facem. Eu fac mă ca mine și tu îl faci ca tine. Uite, ăsta e mâui cu castelaș, cu turnulețe. Țărâș și bău, ăla e de mai feminin, așa, cu foarte. Nu fă-l tu. Să vede. Cu stânga, ce fain, e stângace? Ești foarte șmecheră. Ți-am spus că nu-mi iese. Păi tu ne-ai avertizat. Dar să știi că e fain. Da. Adică e ok. Dar ce literă nu-ți mai iese? Asta nu-mi iese, dar nu-mi iese prea bine F și E. F, adică eu ăsta? Eu știu cum, numai că tu ai făcut două lângă. Trebuie două lângă. Cum? Ia să vezi cum trebuie. Nu? Că trebuie o linie. Așa. Una aici. Așa. Și una aici. Jos. Mai depărtate. Deci eu am greșit și tu ai făcut bine. Da. Deci până acum, aici îi... 1 la 0 pentru mine. Da. Și acum tu ai egalat și 1 la 1, da? Mai zi o literă, să vedem cine câștigă. E. E? E. Deci, stai, îl fac eu întâi E. Acum fă-l tu. Deci nu cred că nu câștig eu. Băi, ce extraordinar. Deci tu din ăștia zici că care e mai fain și mai corect? A meu. Da, dacă pui ca electrocardiograma. Pentru că tău nu ai pus linia asta în mijloc. Dar bine, contează să o pui chiar în mijloc. Da, că după aia nu înseamnă ca un E, după aia înseamnă ca un covric. Am înțeles. Vrei să te învăț un joculeț? Ai câștigat, uite, e 2-1 pentru tine, bravo. Știi cifrele, le știi? Da. Faci. 6, 4, 3, asta e mantra lui Andrei. Ce simt lui? 6, 4, 3, asta e mantra lui Andrei. Giurgiu Man, colegul de la cameră. Încerci și tu? Da. Ia fă, stai. Ia fă aici, să vedem. 6, mai sus. Așa, 6. 4. Știu cum se face 4. Că dar știu că e așa. 4. Așa. Bine, acum e Andrei după 2 luni de sală, că s-a mai împlinit. Ce drăguț! L-ai făcut invers! Ce? Că totdeauna fac așa, invers. Așa e 4 mai nou?
Am auzit că, ci că e o nouă formă de 4 acum. Păi dacă e cu stânga, invers, e bine. Și da, corect. Și 3-ul, bagă 3-ul. Îl fac mai micuț pe 3. Da, da, dacă e puțin obosit. Ca să nu te faci pe ștrampe. 3. Și acum fă mutra lui Andrei, unește-le. De la 6. Așa. De la 6 la 3. Da, acolo de sus. Pentru alte programe after school, aduceți-vă copiii în emisiunea Răsăriți de pe fix. Foarte frumos. E 2-1 pentru tine, ai câștigat. Deci tu ai câștigat, câștigi și la Tonic Show, câștigi și la Răsăriți de pe fix. Zi-mi, Antonia, tu ai vrea să fii primar până la urmă, printre altele. Da. Acum mă interesează pe mine. Că dacă vrei să fii primar, ce ai face tu pentru orașul ăsta să fie fain? De ce te-aș alege eu primar să zic, Antonia, e primar pentru că, de ce? Pentru că să conduc orașul, Clujul. Clujul. Clujul? Să-l da. Conduci? Da, Cluj. La unde să-l conduci? Pe meleagurile, fericirii. Și cu oamenii ce o să faci? Sunt oameni care n-au unde locui, n-au ce mânca. Ce faci cu ea? Nu. Ce fac? Dar te putem vedea pe Tonic Show, da. Și pe site-ul nostru, la secțiunea de înregistrări. Lumea poate să te voteze pe Facebook. Aha. Nu trebuie să știi tu încă chestiile astea, că o să-ți acapareze toată viața puțin mai încolo, asta cu Facebook-ul. Zim, ce dar faci puteți cu... vota pe Antonia pe Facebook. Ce faci cu oamenii care n-au mâncare? La pagina Tonic Show. Care n-au mâncare, da. Le dau bani. De unde? Scuze-mă că te întreb. E foarte interesant subiectul. De unde le dai? Ai niște bani să-mi dai și mie acum? Am văzut niște papuși faini. Ai? Îmi dai? Am văzut niște papuși faini la mall. De băieți, albaștri faini. Și costă ceva. Îmi dai mie? Ia, să-mi iau. Vezi că am mănânț mai grea decât crezi. Adică mai, ai mai mulți bani decât cred eu. Da. Și mai grei. Oh, bun. Că până mă răstorn eu cu ea. Chiar atât de grea că mă răstorn cu ea. U, deci îți trebuie mașină să duci banii pe care ai tu. Ce, o pușculiță? Nu. Un portofel cu moș Crăciun. Pușculiță. Numai generațiile noastre mai aveau pușculiță. Acum ai portofel, mă. Mă, că e mai mare. Cât? Cam așa e, nu? Nu, cam așa. Că e un cerc și cu fața lui moș Crăciun. A, că ăla ți-aduce banii sau de unde-ți banii ăștia? Mama cu tatăl îmi dă. A, eu am crezut că lucrezi. Da. Nu lucrezi? Nu. Eu așa am înțeles, mi s-a spus înainte de misiune că tu lucrezi. Că ești odată pe săptămână dentist la un cabinet și că faci dinții la copii. Praf. Fac. Cu zâna măseluță. Da. Nu? Nu. Și mami și tati de ce îți dau bani? Pentru că, că mă duc mai multe excursii. Ce faci? Mă duc mai multe excursii. Așa, acolo trebuie bani. Și tu banii ai ții? Da, numai că în Costinești nu-mi trebuie. Ai prieteni acolo? Acolo am, vezi că am două bunici. Două bunici? Da, la bunica Elvira. Și mă duc în Anglia și îmi trebuie pașaport. Scuze-mă, numai un pic, unde te duci? În Anglia. Și îmi trebuie pașaport. Și pentru aia de acolo, pentru aia trebuie ție bani. Da, și în Spania. Așa. Și în Spania? Da, și în Spania mă duc. Oare are rost să te mai întrebi unde mai mergi? Cred că mergi prin toată lumea. Eu până la 18 ani am mers numai până la marginea orașului. Eu numai până în fața blocului. Numai după 5 ani am ieșit din bloc. Și cum e, ai fost? Într-o țară străină ai fost până acum? Am fost. E bun. Accentuează. Ai fost. Și cum ai fost? E fain, e mai fain ca la noi. Dar am fost în Baia Mare. Ce, cu colegii mei și mă mai duc o dată. Știu, aia e o țară foarte faină, am fost și eu. Și în Sât Mare se vorbește altă limbă, da. Cu colegii mei, cu colegii de la Palatul Copiilor. Am o aveți și un palat, mă. Palatul vostru al copiilor. Și? Nu. Nu, ăla este... Așa te mai uita acolo că te vezi. Dansuri. Zi, ce sunt? Acolo fac eu dansuri. La palat? Da. Ce scuză-mă, de ce faceți numai la palat dansuri? De ce nu faceți palatul dansuri? Palatul copiilor? Știi de ce se numește palatul copiilor? Nu, de ce?
pentru că se duc copii acolo. Este și engleză, este mai multe. Este și engleză. Not. Not? Da. În palatul ăla este not. Da, mai este multe lucruri acolo. Cum ar fi? Ce mai? Eu mă duc la... Este și populare, dans popular și mai este și dans model. Eu mă duc la faci? Dans model. Dans model. Las ceva ce ție. Dar la popular nu-i fain. Dar eu nu mă duc, am făcut la grădini. Da, și era să ne ducem în București. Frumos, frumos. Și n-am câștigat la grădini pentru că altcineva a câștigat. A fost aranjat, așa-i? Altcineva a câștigat. A fost aranjat? De-aia au câștigat altcineva? Au câștigat altcineva. Invitata mea de astăzi este Luciana Pavel de la Clubul Cicloturism Napoca. Bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Și mulțumesc și eu de bicicletă, dar am crezut că e un fel de cadou. A, okay. Nu, nu e pentru tine. Nu. Aceasta este, am adus-o pentru ca să vezi, să vedeți cum văd autoritățile pistele de bicicli și ce fel de biciclete ar trebui să meargă pe străzile din Cluj. Deci eu am încercat să mă duc pe chestia asta pentru că, deci ca lățime, pistele de biciclete care sunt făcute acum nu prea permit pe două sensuri să vină două biciclete mai mari. De aceea am adus-o, dar am renunțat. Am lăsat-o pe fiică mea. Și se rupe? Dacă mă pun pe ea, se rupe? Totuși n-aș încerca. Nu? Nu eu aș încerca. El ar încerca. Astăzi are loc marșul bicicliștilor clujeni. E o acțiune lunară, din câte știu. Da, e o acțiune lunară pe care noi o facem începând cu 1998, când le făceam o dată pe an, iar din 2007, mulțumită colegului nostru Geza Gröller, se face lunar. Da, astăzi este a 55-a ediție și vă invit cu drag să participați. Avem și imagini de la marșurile trecute. Ce s-a schimbat în timp? Au fost mai mulți care au însoțit acțiunea asta, să zicem. Au venit tot mai mulți, sunt oameni, vedeți, sunt și mulți copii, au început lumea să aibă curajul să vină cu copii, inclusiv în remorcă, inclusiv să ducă pe bicicletă în spate. De exemplu, fetița care a fost înainte, fetița mea e cam de vârsta ei, eu o duc în spate, chiar mă pregătesc și astăzi să mergem, că e vremea bună și vrem să fim văzuți. Vedeți acolo și în stânga au venit și cu biciclete mai interesante, dorsale, adică omul stă cumva pe spate. A, știu din alea. Deci sunt multe variante. Acțiunea trebuia să aibă loc duminică, din câte știu, dar n-ați avut aprobare de la primărie. Care e relația, în general, cu autoritățile? Noi am zice că bună atâta timp cât... Mă rog, nu ne spunem prea dur părerea cu ce nu ne place sau așa, dar interesul nostru este să colaborăm pentru că interesul este să fie bine pentru bicicliști în Cluj, da? Deci să se facă acele trasee ca omul să folosească bicicleta pentru a merge la servici, la școală, nu doar ca să se dea cu bicicleta, așa cum consideră primăria. Nu știu dacă ați observat, se fac piste de biciclete de aici până aici, la un moment dat se oprește brusc. Corect. Păi gândiți-vă cum ar fi o țeavă pe care, la care nu-i faci un metru, dar îi dai drumul. Dacă ar fi o țeavă de canalizare, cred că ar fi un pic de problemă. O întrebare, ați văzut în Sibiu ce a făcut primarul de acolo pentru biciclete? Ați fost? Ideea este că ceea ce am spus noi ca și club s-a dus mai departe prin țară și suntem foarte bucuroși să vedem că din principiile pe care noi le promovăm și le-am promovat, s-au pus în aplicare în sfârșit într-un loc. Deci Sibiu are de mult timp. Pe toate străzile. Da, pe acolo, toate trotuarele. Acolo autoritățile au fost un pic mai distinse. Până la ieșirea pe din oraș. Pe trotuare nu este bine. Deci pe trotuare nu este bine. Nu pe trotuarele astea pietonale, cum avem, da, noi. Da, pietonale, avem și noi că noi nu vrem să încurcăm pietonii, că tocmai asta e ideea, să încurajăm mersul pe jos, mersul cu bicicleta și mai puțin, deci să descurajăm puțin utilizarea mașinii în orașe. Nu? Că toată lumea se plânge că e praf, că-s noxe, că nu avem loc, că se fac ambuteiaje, că nu avem loc de parcare, că găsim greu loc de parcare când mergem undeva. Și atunci tocmai asta e ideea, nu de fluidizarea traficului, precum spun autoritățile noastre. De oferirea alternativei, și de bicicletă. Și de bicicletă. Puteți da exemplu
primăriei din Cluj, Sibiu, care n-asta să zică, n-avem loc aici, că e aici, că e aici. Au făcut în așa fel, au spart, au lărgit, au îngustat, au știu, încât să fie peste tot. Și chiar e peste tot. Noi de 20 de ani dăm exemple primărie din toată lumea. Și au efect. Păi tomurile de strategii sunt la ei, pe masă, în mod repetat. Cel puțin colegul nostru, Radu Mititean, s-a ocupat foarte mult de treaba asta. Au și n-au efect, vedeți și noastră pistele care au apărut. Decât așa, mai bine să nu facă, pentru că demonetizează ideea de a face o chestie de calitate. De a merge cu bicicleta prin oraș. De a fi un mijloc de transport foarte util, sănătos. Am dat noi la revista Presa, într-o dimineață, o pistă de bicicletă săpată. Nu mai știu pe unde, cred că pe Dorobanților. Doar una? Pe Dorobanților, da. O fi o încercare a primăriei de a vă ajuta să promovați și off-road-ul la biciclete. Cine știe, trecerea asta... Asta e fără cuvinte. Pun încălzire pentru bicicliști. Da, ai zis că asta e scopul vostru, de a promova mersul pe bicicletă ca alternativă de deplasare, da. Dar mai aveți la clubul de cicloturism și alte activități. Da. Ar fi, de aia se cheamă cicloturism. Cicloturism, nu? Vine de la turismul pe bicicletă, cel puțin în străinătate, să zicem, portretul robot al cicloturistului pasionat și cel care merge foarte mult și în concediu este undeva peste 30-35 de ani, om care are un venit de peste 1500-2000 de euro pe lună. Are mașină, poate chiar două mașini, are o casă frumoasă, dar ei totuși aleg să meargă, să fugă de chestiile automatizate și să zică, nu, acum mergem în natură cu bicicleta. Noi, de exemplu, uitați aici în poză, este Radu Mititean conducând marșul bicicliștilor. Noi, de exemplu, facem multe acțiuni, sau mă rog, excursii pe bicicletă prin jurul Clujului, de câte o zi, unele mai scurte. Am avut la un moment dat niște acțiuni în care mergeam, sâmbătă mergeam câte 20-25 de kilometri pentru începători, duminica poate mai mult, am ajuns și la 100 de kilometri undeva prin jurul Clujului. Sunt foarte multe locuri frumoase unde se poate merge și cu bicicleta altfel accesezi natura, altfel ai senzația de natură, plus că faci mișcare. Gândiți-vă la societatea noastră care pur și simplu noi stăm foarte mult pe scaun. E o chestie extraordinară. Voi ați făcut și trasee. Am făcut trasee în sensul de... Am documentat trasee. Cred că în 2000, dacă nu greșesc, am realizat prima hartă cicloturistică a României. Iar acum 2 ani, parcă, a apărut și prima... Am scos și prima hartă cicloturistică în jurul Clujului, cu 100 de trasee în jurul Clujului. Cred că, din câte am auzit, mai sunt pe la librăriile VED, prin diverse librării, mai sunt de cumpărat. Și vă recomand, pentru că sunt efectiv trasee pe care noi le-am făcut toate, sau pe jos, sau cu bicicleta. Sunt bine gândite, pe unde e mai ușor să urci, pe unde e mai ușor să pe unde e mai bine de coborât, deci sunt circuite și poți oricum să le combini cum vrei. Noi am mai avut și alte proiecte, de exemplu, aici am adus o plasă, care... este dintr-un alt proiect al nostru de Dona Oradweg. Este proiectul în care am documentat mersul cu bicicleta sau traseul cel mai potrivit de a merge cu bicicleta pe Dunăre, care sperăm să apară cât de curând ca și hartă și pe tronsonul de Dunăre în România. Și mai avem și altele. Acum avem aici niște pancarde, nu? Da, avem aici și niște pancarde. Acestea sunt niște pancarde pe care noi le punem la biciclete de multe ori când mergem în alții bicicliștilor. Se agață aici așa cu o, nu știu cum să zic, cu un băț, destul de flexibil și cine dorește vine și se pune câte o pancardă din asta. Nu este foarte mare, este ușoară. Și mergi cu ea? Și mergi cu ea, flutură da. În vânt, e minunat. Și așa atragem atenția și spunem care e mesajul nostru, pentru că de multe ori mergeam pe stradă și ne întreba lumea, dar voi ce faceți aici? Mai ales la început. Acum mai puțin, pentru că ați observat, sunt mult mai mulți bicicliști. La marșul bicicliștilor am avut și până la 300 de participanți. Acesta este pentru a promova marșul bicicliștilor clujeni în fiecare lună. Găsiți informații pe www.reacțienlanț.ro. Mai multe și poze. Am văzut că ați avut o acțiune
foarte impactantă, după părerea mea. Ați pus autocolante, sticăre pe mașinile care parcau pe pistele de bicicliști. Nu se luau greu, deci nu aduceați prejudicii celor ideea care... Ideea e să nu stricăm, dar să atragem atenția informați, că face suntem, să conștientizeze. Că suntem și noi aici, da. Pentru că și posesorii de automobile, la rândul lor, poate nu știu, nu sunt obișnuiți. Nu, dar poate nu sunt obișnuiți cu prezența pistei de bicicliști. Trebuie educată lumea, despre asta e vorba. Eu zic că n-au fost, acum lumea a început să ne vadă, dar întotdeauna se mai găsește, din păcate, încă un șmecher care să zică, eu pot să încalc regulile oriunde. A existat și o acțiune în City News, erau poze cu cei care, ziarul nostru, poze cu cei care blocau pistele de bicicliști, erau amendați social, să zicem așa. Bun, astăzi avem, deci, de la ce oră avem marșul? Astăzi de la 17.45, deci de la 6 fără un sfert, ar fi bine pentru cei care doresc să se adune în spatele telefonelor, parcurile caragiale, acolo ne adunăm, iar la 6 pornim. Mergeți prin Gheorgheni? Nu știu exact traseul, de fiecare dată se schimbă, cei care coordonează știu. Da, am văzut asta. Până pe Titulescu era făcut un traseu și se revine la parcurile caragiale, în parcurile caragiale. Oricum, e important de subliniat faptul că mersul pe bicicletă, da, pare o chestie de distracție, dar este un lucru serios, adică uitați, de exemplu, primăria, nu știu, sau lumea ne laudă cumva că în Cluj există cartiere pentru bicicliști. Dacă ați observat, sunt acele cartiere noi undeva pe câmpul lui și așa, unde pur și simplu sunt drumuri pe care nu încape o mașină a pompierilor sau așa. Deci, efectiv, numai cu bicicleta te poți duce. Da, deci putem să fim vese. Inițiativa voastră, dar lumea e nevoită să folosească bicicleta. Da. Eu o folosesc și în mod profesional. Eu, de exemplu, fac și coaching pe bicicletă. Asta e una din activitățile mele. Eu promovez lucrul acesta ca un mod alternativ de traiul zilnic în care stai doar pe birou. Doar la birou. Eu vă doresc să aveți maxim de spor cu Clubul Cicloturism Napocasă, la mai multe acțiuni de genul ăsta și la o conștientizare cât mai bună a beneficiilor pe care le aduce bicicleta. Dăm pedală până pe bar la colegii noștri. Mulțumesc. Care sunt nerăbdători să pedaleze, verbal. Cucu, știi care e cea mai tare parte din mersul pe bicicleta? Care? Trotuarul.